Putem să începem, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua tuturor concetățenilor noștri și cei care trăiesc în Moldova și cei care sunt în străinătate. Mai ales astăzi vrem să ne adresăm la toți dumneavoastră și să vorbim pe o temă foarte importantă pentru întreaga Republica Moldova. Noi vă salutăm din numele domnului Ilan Șor și din numele echipei noastre a Partidului Politic Șor și vă mulțumim pentru atenția față de subiectul abordat. Desigur că noi am vrea să vă spunem din timp despre astfel de briefing-uri, dar noi am observat că multe lucruri la noi sunt anunțate pe ascuns. Mai ales, acest lucru astăzi s-a întâmplat în cazul doamnei Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova. Noi am aflat astăzi că președintele Maia Sandu a anunțat public că intenționează să înregistreze o inițiativă legislativă prin care să le ofere tot felul de facilități cetățenilor noștri din diaspora, care aleg să revină acasă. Este vorba, din câte am înțeles, de anumite facilități fiscale, în special în ceea ce ține de bunurile personale cu care revin în țară și care ar urma să fie scutite de taxe vamale. În primul rând, vreau să spun că ne bucurăm că după mai bine de jumătate de an, de când este președinte, doamna Maia Sandu vine în sfârșit cu o inițiativă legislativă, în interesul nemijlocit al cetățenilor Republicii Moldova. În același timp, salutăm și susținem intenția de a încuraja și susține pe cetățenii moldoveni care vor să revină în țară și să se stabilească aici cu traiul, ceea ce a făcut Ilan Șor încă în anul 2015. Atâta timp cât Maia Sandu și Partidul PAS a vorbit foarte mult despre asta, noi, ca de obicei, lucram pentru aceste proiecte. Imigrația a fost și este o problemă stringentă a Republicii Moldova și sunt necesare măsuri imediate adoptate prin larg consens pentru a opri acest proces și pentru a face în așa fel încât oamenii noștri să nu mai fie nevoiți să plece, iar cei plecați deja să vrea să se reîntoarcă acasă. Totuși, această inițiativă a președintelui ridică unele semne de întrebare. Și există mai multe motive de a pune la îndoială bună intenție a președintelui. Suntem cumva surprinși de faptul că președintele vine cu un astfel de proiect de lege în condițiile în care o inițiativă similară, înregistrată de fracțiunea Partidului Șor, la inițiativa domnului Ilan Șor, stă și prăfuiește în Parlament de mai bine de un an de zile. Vă amintesc proiectul înregistrat încă în dată de 20 aprilie 2020 prevede un șir întreg de facilități pentru cetățeni din diaspora, inclusiv ceea ce propune acum președintele Maia Sandu în inițiativa sa. Mai exact, scutire de taxe vamale pentru bunurile personale ale cetățenilor noștri care se întorc de peste hotare, inclusiv mașini, indiferent de cantitatea lor. Acest proiect reprezintă o extindere la nivel național a unui program care deja se desfășoară, așa cum am menționat, de câțiva ani la Orhei, datorită căruia sute de persoane deja s-au întors definitiv acasă și s-au reintegrat în viața social-economică a țării. Este un proiect absolut funcțional care și-a demonstrat eficacitatea, doar că mai bine de un an de zile nu am găsit susținerea în Parlament, deoarece ceilalți deputați, inclusiv colegii Maia Sandu din PAS, au refuzat să-l voteze, invocând atunci că ar fi unul populist. Mai mult ca atât, cei din PAS nu au vrut nici să-l voteze ca să fie inclus în ordinea de zi și ca noi să putem să-l prezentăm și pe larg să aducem la cunoștință publicului nostru și din Moldova și din străinătate ce prevede acest proiect de lege. Vedem însă că acum în plină campanie electorală,
în condițiile în care Parlamentul este dizolvat, prin urmare nu are cine să voteze o astfel de lege, Maia Sandu s-a răzgândit și promovează această idee. Am spus la început și repet, noi vom susține o astfel de inițiativă, indiferent de partea cui va veni. Întrebarea este însă cât de sinceră este președintele Maia Sandu în condițiile în care, după cum spuneam, a avut timp mai mult decât suficient să susțină și să adopte o asemenea măsură. Și când anume a fost și este doamna Sandu sinceră? Când vorbește despre Europa sau când nu face nimic ca Republica Moldova să devină o țară europeană și să intre în Uniunea Europeană? Apropo, dacă vorbim despre susținerea din partea Uniunii Europene, vreau aici să mă opresc pe un pic și să vă spun că am auzit declarațiile domnului Mihalco despre investirea în Republica Moldova unui miliard de euro. Și nu înțelegem de ce acest miliard de euro nu este văzut nicăieri, în niciun sat, în niciun raion. Și noi continuăm să trăim fără WC-uri în anul 2021. Când am întrebat oamenii din țara noastră, dar și cei care sunt concetățenii noștri și trăiesc în străinătate, dacă ei au văzut acest miliard sau efectele lui sau undeva poate au fost aceste investiții, toată lumea ne spune în continuare că nu. Și nu înțelegem de ce din acest miliard nu au fost susținute programe inclusiv pentru diaspora care s-ar putea deja să revină înapoi acasă, mai mulți din ei. De ce banii aceștia nu au ajuns la pensionari care duc foarte greu, mai ales în anul pandemic? Dar continuând tema noastră a briefing-ului de astăzi, vreau să o întreb pe doamna Sandu și pe coechipierii ei, care sunt, așa zis, pro-europeni. Ce a făcut ea și Partidul PAS pentru diaspora din 2019? Mai ales că a fost între timp și la guvernare și a deținut funcție de prim-ministru, iar de mai bine de jumătate de an este și președinte, care are dreptul la inițiative legislative. De ce anume astăzi? De ce în campanie electorală vine cu această facilitate și cu această inițiativă? De ce nu a susținut Maia Sandu și colegii ei din Parlament inițiativa Partidului Ușor, care privede aceleași lucru și care, dacă ar fi fost votată acum un an, deja ar fi permis multor cetățeni de ai noștri să revină acasă, lângă familiile lor, și să-și construiască un viitor aici, în patria noastră. De ce deputați ai PAS, care au fost votați în circumscripțiile pentru diaspora din Occident, nu au mișcat un deget în această direcție? Unde au fost cei doi deputați PAS votați în circumscripțiile din diaspora? Unde sunt? Ce a făcut Dumitru Alaibă în afară de faptul că a rost pantaloni în Parlament? Acum vedem cu ce s-a ocupat. Se pare că este un vizitator fidel al site-ului Partidului Ușor, de unde se inspiră într-una. Mâine, ce o să mai spuneți cei de la PAS? Că PAS, da, nu Ilan Șor, a majorat de 4 ori bugetul la Orhei? Sau că vreți să implementați proiectul Capitalul Matern, care a fost inițiat de Ilan Șor? Sau proiectul Casa mea e Moldova, care îl furați acum prin inițiativa voastră legislativă și care este destinat celor care se întorc de peste hotare în Moldova? Și nu în ultimul rând, dincolo de intenție declarată, această acțiune pare a fi una eminamente electorală, iar perioada în care este lansată ne face să credem că în realitate președintele face voalat campanie electorală în favoarea PAS, încercând astfel să influențeze votul în diaspora. Este o expresie în rusă care poate fi reprodusă mai greu în română, dar care se pleiază perfect pentru portretul robot al unui deputat PAS. И тут он вспомнил, что до него те же самые стихи писал Пушкин. Стимас кончитатень. Ной ви мулцумим фарти мулт пенту атенция, ши врем со индемнем пе дамна Санду, ши пе кои кипиери ей дим пас,
să nu vă fure viitorul așa cum au furat Miliard și așa cum ne-au furat și ideea noastră. Mersi foarte mult! Mai bine.